Proiectul Cooperare Regională pentru Excelența Antreprenorială s-a derulat timp de 3 ani și este finanțat cu peste 2 milioane de euro din Fondul Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conform managerului de proiect, acesta este un succes. Se întâmplă ceva foarte important și anume se încheie la Suceava sau și la Suceava, ca să spunem astăzi la Suceava, dar de ieri și până vineri se va închide în 5 dintre cele 6 capitale de județ, din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est, iar luni va fi luna viitoare la Iași, se închide unul din primele proiecte finanțate în România pe fondurile structurale. Este vorba de un proiect, proiectul CREA, Cooperare Regională pentru Excelența Antreprenorială, care are 6 parteneri naționali, pe lângă beneficiarul care este Universitatea Petre Andrei din Iași, 6 parteneri naționali, printre care și Camera de Comerț și Industrie Suceava, și un partener transnațional, este vorba de Crown for Limited din Țara Galilor. Acest proiect a debutat la 1 decembrie 2008 și la 30 noiembrie 2011, foarte curând, se va încheia. Este un proiect care a avut de atins niște indicatori foarte, foarte ambițioși și nu numai că i-a atins, i-a și depășit pe toți. Ce să vă spun, suntem la final, suntem bucuroși că am reușit să facem ceea ce ne-am propus și de asemenea suntem la momentul bilanțului și încercăm să fim recunoscători pentru toți cei care ne-au ajutat și este vorba în primul rând de echipa de la Camera de Comerț și Industrie Suceava, domnul Gaftoneanu, domnul Donțu, sigur, și alții și sigur toți cei care au fost alături de noi, care până la urmă au fost membrii grupurilor țintă, care au venit și la cursuri, la consultanță, cei pe care i-am sprijinit și care prin interesul și activitatea lor au sprijinit de asemenea derularea acestui proiect, care a fost, cum spuneam, foarte ambițios. Este un proiect care a avut un buget de peste 2 milioane de euro și sigur că sperăm să putem continua acest parteneriat și cu prilejul altor proiecte. Implementarea proiectului se realizează în parteneriat cu Crownford Limited UK, SC Conproiect Achi SRL Botoșani, Camera de Comerț și Industrie Neamț, Asociația Oamenilor de Afaceri Iași 2003, Camera de Comerț și Industrie Bacău, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava, respectiv Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui. Dintre toate acestea, se pare că sucevenii conduc detașat în materie de implicare. Ceea ce vă pot spune este că am analizat statistic rezultatele acestui proiect și că suntem mândri că județul Suceava are conduce detașat între toți partenerii cu un număr de 924 de participanți la sesiunile de training organizate în cadrul proiectului CREA. Chiar și pentru acest tip de rezultat și nu o să continui cu celelalte, suntem bucuroși că am încheiat un astfel de tip de proiect sau că încheiem un astfel de tip de proiect și sperăm că și partenerii noștri simt la fel în ceea ce privește parteneriatul cu Camera de Comerț și Industrie. Gala de premiere a vizat recunoașterea, premierea și acordarea de diplome firmelor și angajaților care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea culturii antreprenoriale în județ. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unei atitudini pozitive față de antreprenoriat prin dezvoltarea activităților de îmbunătățire, sprijin și susținerea capitalului uman, a competențelor manageriale și antreprenoriale.